În decursul zilei de azi, primele mașini purtând noua imagine a Poliției Române au ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți. Forțele de ordine din acest județ au primit 15 autospeciale noi care vor fi repartizate structurilor de ordine publică și rutieră. În județul Mehedinți au apărut primele mașini de poliție cu o nouă caroserie de culoare albă și are inscripții pe capotă și pe părțile laterale, inclusiv drapelul României. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost dotat cu 15 autospeciale de ultimă generație care au fost repartizate, 2 la serviciu rutier, 3 la Poliția Municipiului Drobeta Tunul Severin și câte o autospecială la Poliția Municipiului Orșova, Strehaia, Baia de Aramă și Vânju Mare, cât și 6 autospeciale la posturile de poliție arondate județului. Toate mașinile intrate în dotarea polițiștilor au dotări specifice muncii operative. Cele 15 autospeciale aflate în spatele meu sunt foarte utile. Ele vor merge către structurile de ordine publică și rutieră, vor merge către colegii mei, vor aduce un plus de siguranță în deplasare, înnoiesc parcul vechi, vor aduce un plus de siguranță pentru cetățeni, vor face mai rapide intervențiile atunci când suntem solicitați. Ce dotări speciale au? Trei dintre autospeciale au un compartiment special pentru transportul persoanelor reținute, arestate sau conduse la sediul poliției în diferite împrejurări. Au un sistem video de care preia imagini din acel compartiment și în situația existenței unor reclamații ulterioare putem face dovada că acei polițiști au acționat legal și corect. Șoferii din județ, dar și turiștii trebuie să cunoască faptul că pe drumurile din Mehedinți vor întâlni mașinile noi ale poliției.